Rusteliana Siman, dragită artistă de muzică populară, își însoară băiatul cu detalii despre cel mai așteptat eveniment. Vine colega mea, Patricia Ionică. Bun găsit, Patricia! Bun găsit, Laura! Într-adevăr, Steliana Sima este în al nouălea cer. Îndrăgită artistă de muzică populară și-a văzut visul cu ochii, sau mai exact, băiatul mire. Ei bine, soacra mare s-a ocupat împreună cu cei doi porumbei, dar și cu socrii mici, ca nunta să fie una pe cinste. Cu mulți artiști, multe momente spectaculoase, un meniu pe măsură, dar cea care va deschide seara este chiar Steliana Sima, care a compus și o piesă specială pentru băiatul ei, însă mai multe detalii aflăm chiar de la ea. Va fi Mățu, Ienceanu, Mariana, Constantin Măgureanu, Elisabeta Turcu, Elena Merișoreanu. Și câte zile durează nunta? Iertați-mă că nu știu. Nu știu cum o să fac, pentru că mai sunt. Mi se pare foarte complicat să fii Steliana Sima, și... să-ți însori singurul băiat, da. Și să trebuiască să faci un program muzical. Eu nu știu dacă o să am timp să cânt. Lăsați, că o să aveți alte probleme. Voi deschide, voi deschide seara. Cum? În total sunt 330, cam 100 din partea lor. Uh-huh. 100 ai din partea lor, tineri și părinții. Uh-huh. Și 200 pe partea noastră. Noastră având pe multe cunoștințe, vorbind, e firesc, da, cu viața socială, că asta e viața. Și știi cum a mers? Artist. A mers așa. Masa asta, bun, care... E o gașcă. Uh-huh. Masa aia o gașcă, masa aia o gașcă, să poată să și deci socializeze. Fericirea mea este că ei se iubesc, se înțeleg și am făcut așa o echipă foarte frumoasă în ceea ce privește acest, uh-huh, eveniment, pe toate planurile. Vreau